Polițiștii din cadrul poliției orașului Balș, în timp ce acționau pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, au surprins în flagrant un bărbat în vârstă de 42 de ani din comuna Vulturești, județul Olt, în timp ce transporta cu un autoturism mai multe rochii de damă. În urma controlului efectuat în autoturism, polițiștii au găsit 457 de articole de îmbrăcăminte de damă, pentru care bărbatul însă nu deținea și acte de proveniență. La data de 3 septembrie, polițiștii din cadrul poliției orașului Balș, acționând pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite, au surprins în flagrant delict un bărbat de 42 de ani din comuna Vulturești, județul Olt, în timp ce transporta cu un autoturism 457 de rochii de damă, pentru care nu a putut prezenta documentele de proveniență. Bărbatul a fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor legii numărul 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite cu amendă în valoare de 1000 de lei. Totodată, polițiștii au ridicat în vederea confiscării cele 457 de rochii, valoarea acestora fiind de peste 22.000 de lei. Modulile confiscate au fost depuse în camera de corpuri delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt.